Brand Mastery cu Ceracela Ciobanu. Bună ziua și bine vă găsesc la prima ediție a emisiunii Brand Mastery. Sunt Ceracela Ciobanu și alături de mine este Adrian Ciornei de la evoluat.ro, brand strategist de altfel. Te salut, Adrian, și mulțumesc că ai venit astăzi cu noi. Ce titulatură, brand strategist. Așa. Da, mulțumesc și eu. Am citit pe LinkedIn, scuză-mă că te-am întrerupt. Da. Mersi, mersi mult. E o onoare și o responsabilitate primul episod. Adrian, mi-am propus astăzi să vorbim despre ce înseamnă brandingul și cum îți poți crește afacerea cu ajutorul lui, așa că ce aș vrea să lămurim încă de la început este ce nu este brandingul. Nu-i multe, dar așa din credințele populare, brandingul nu e un logo. Asta, noi avem foarte, în 30 de ani de antreprenoriat românesc, nu pot să spun că avem foarte multe branduri în România. Nu pot spun că există o cultură care se creează în jurul cuvântului. Adică oamenii când spun branding se referă de cele mai multe ori la o identitate vizuală. Poate sunt puțini cei care au rupt un pic mai mult din asta. Nu zic că e rău, dar nici nu zic că e neapărat bine, pentru că o companie, o firmă, o afacere, da, poate să crească și fără brand, pentru că brandul nu e ce spui tu, de fapt e o sumă a ce spui tu, ce spun ei și ce faci tu, dar nu-i multe lucruri, nu-i identitate vizuală, nu-i ce spui tu că ești. La un moment dat că era o companie românească care spunea că livrează cel mai repede sau un lucru de genul ăsta și nu se întâmplă, adică nu-i ce vrei tu să fie brandul tău, ca să poți să reușești să faci brandul tău să fie ce vrei tu să fie, și spun asta pentru că probabil la emisiunea o să uite antreprenori, da? E multă muncă. Nu-i, brandul nu este procesul pe care l-ai cu omul care îți face brandingul sau agenția de branding. Ăla e un proces care îți definește un set de reguli. Nu-i multe. Dacă vrei, putem să rămânem toate cele 40 minute pe ce nu este brandingul. Ok, deci am lămurit. Cred că oamenii ar trebui să știe, de altfel că Ceracela lucrează și ea la Evoluat. Eu mă așteptam să fiu puțin mai relaxată. M-a luat așa foarte de pe poziție de realizator. Ok, am lămurit din start că brandul nu e un logo și nu e nici procesul prin care trece afacerea cu agenția de branding. Da. Atunci ce este brandingul? Brandingul e un proces continuu, uh-huh, de a arăta și a-i face pe oameni să simtă ceea ce ești sau vrei tu să fii cu adevărat ca să fii tu. Martin Neumeier spune că brandingul este este sentimentul pe care l-au oamenii cu privire la tine și sentimentul ăla pe care l-au în burtă. Adică când ai un examen sau o emoție puternică și emoția te ia în burtă, te ia în stomac, așa, un pic mai sus, așa. El asta spune că este. Din punctul meu de vedere și după multe certuri cu Alin, Alin designerul nostru, am ajuns așa la un consens, așa, în perspectiva cancel culture care există în momentul de față. Știi că brandingul este ce spun consumatorii tăi că ești și suma acțiunilor tale. Dacă am face o diagramă Venn, acolo unde se intersectează, ăla e brandul tău. Acum, o companie are milioane de branduri dacă ei au milioane de consumatori. Pentru că fiecare om are o emoție, un sentiment, un gând, o părere cu privire la tine, că ești om sau că ești companie. E bine, fiecare emoție, fiecare sentiment, fiecare lucru pe care îl simte omul ăsta cu privire la tine este brandul tău pentru el. Scopul tău ca și companie este să-i faci pe toți oamenii să simtă același lucru. Și aici îți formezi un brand. Poți să ne dai exemplu de o afacere din România care are un brand foarte bine pus la punct? De la noi din România, din străinătate? De la noi din România, da, cu capital românesc, nu știu să-ți, nu știu, Dedeman, mi se pare că poate au un marketing bun, nu aș zice că au branding, e recunoscibil, punctează la capitolul identitate vizuală, dar nu știu dacă neapărat au branding bun, dar
pentru ce respiră consumatorul român și ce crede antreprenorul român, în marea lui, și o să, o să folosesc o formulare tâmpită, în marea lui majoritate. Cred că asta e. Acocarpatica este, Torna este, dar nu uite că nu mai sunt cu capital românesc, din ce știu. Așa. Astea sunt. Vrei să vezi un brand bun, te uiți la o companie din afară. Restul nu chiar, pentru că mai ales începând de acum, noi devenim consumatori, millennials, da, devenim consumatorii principali. Noi taxăm foarte mult dacă o companie îi spune ceva și face altceva. Pe când nu mai există, erai singurul magazin de papuși din oraș, sau era o cooperativă care avea 3-4 magazine și atunci toată lumea cumpăra din ăla, orică era vânzătoare acră, orică nu era, orică își făceau curat în față, orică nu. Adică nu trebuia să te identifici neapărat cu valorile companiei ălea și să simți că este aproape tine, efectiv să simți că faci parte din ea ca să mergi să cumperi de la ea. E bine, acum având în vedere toate opțiunile astea pe care le ai la un click distanță sau la un telefon distanță, este mult mai ușor să-i taxezi pe ăștia. Nu văd o companie românească, nu văd neapărat acum o companie românească, nu-mi vine în cap, care să spun că bă, ăștia au un brand din curci, din gură, când mă uit la ei. Cred că și din cauza asta, foarte multe afaceri românești, foarte mulți antreprenori, de fapt, s-au trezit cumva și recunosc importanța brandingului pentru afacerea lor. Care sunt pașii care duc o afacere de la o identitate zero la una recognoscibilă, la una sustenabilă pe termen lung, relevantă, de altfel, pentru publicul țintă? La ce te referi mai exact? Cum arată procesul de branding? Păi, de la zero până când poți să ieși în piață cu brandul respectiv. Bun. Noi nu lucrăm cu startup-uri. Uh-huh. Dar dacă vrei putem să facem exercițiul ăsta pe o companie care deja este validată de piață, care are câțiva ani de activitate și produsul este validat, vinde, adică ajungem în punctul în care ei merită să crească. Și deci, practic, ăștia ar fi primii pași ca să faci branding. Primii pași ca să faci branding ar trebui să ai profit. Ideal, și vorbim de ideal. Ideal ar fi că în momentul în care pornești o afacere, să pornești deja, dacă nu, să lucrezi cu agenții, să pornești deja cu ceva făcut de tine, dar nu mă refer aici la identitatea vizuală, ci la ce dorești tu să fac compania aia, adică către ce tinzi, care sunt aspirațiile tale. Exact ca cum un om, ai niște țeluri în viață și vrei să ajungi să... Nu știu, vrei să ți-ți place să călătorești, vrei să vizitezi, da? Păi dacă îți faci o agenție de turism și vrei să ajuți oamenii să viziteze cât mai multe locuri, ar trebui să fie ceva de genul misiunea ta, adică vrem să facem, Kuala Lumpur și Singapore accesibil tuturor oamenilor. Știi, în prima fază ar trebui să ai core branding-ul, care este, vorbim de misiuni, viziuni, promisiuni de brand, propoziție unică de valoare și valori. Cam astea ar trebui să fie neapărat, ca tu să știi, pentru că misiunea este ce faci tu acum, viziunea este ce vrei să faci în viitor, propoziția unică de valoare este cum faci toate lucrurile astea, pentru cine faci și cum te diferențiezi în piață, promisiunea este ceea ce nu îți vei încălca tu niciodată vis-a-vis de oamenii cu care lucrezi și valorile sunt ca fiecare om, ce valori ai tu și ca oamenii se poate identifica cu ele. De exemplu, noi am refuzat contract cu companii cu jocuri din noroc, cu țigări electronice, pentru că nu sunt în valorile noastre. Și atunci, Disney, da, a pierdut foarte mulți bani pentru că a trecut peste valorile părinților. Că părintele este consumatorul, nu copilul, că telecomanda este la mine, nu este la copil. Deci, Astea sunt lucruri pe care ar trebui să le ai. Apoi intrăm în zona de naming, numele, care un brand bun, i-am zis unei cliente aseară chiar, un brand bun cu nume prost vinde mai greu decât un nume bun cu un brand prost. Pentru că în branding există rebranding-ul. Dar în momentul în care ți-ai și schimbat numele cu totul, adică faci un renaming de genul ăsta, este mult mai greu. Nu zic că este imposibil, dar este greu, na, mai ales dacă nu ai toate lucrurile structurate. De-aia că oamenii au impresia așa că brandingul ăsta ar trebui făcut când ajungi să ai câteva 100.000 de euro profit. Nu este adevărat, pentru că este mult mai ușor să cultivi
un teren mic cu un motocultor decât cu o sapă. Nu trebuie să începi cu sapa. Asta nu înseamnă că trebuie să faci o identitate vizuală și toate touchpoint-urile necesare pentru când compania ta va fi avut profit de câteva sute de mii de euro sau milioane de euro sau lucruri de genul ăsta. Dar ar trebui să începi cu un logo care să fie identificabil și care să fie distinctiv. Și dacă ai o spălătorie de mașini, să nu pui, domnule, o mașină care este spălată ca și logo, da? Pentru că toată lumea are lucrul ăsta. De aia este necesar un proces. Deci procesul ăsta de branding, efectiv, la noi este compus în funcție de companie și de ce au ei deja făcut, pentru că majoritatea cu care noi lucrăm au deja făcut, avem niște workshop-uri. Noi avem 5 workshop-uri prin care trecem în 4 zile diferite. Avem un workshop pentru brandul arhetipal, avem un workshop pentru zona de core branding despre care discutam acum. Avem un workshop care merge pe zona de drum al clientului, dar din partea de reverse, adică de pornind de la client către produsele companiei. Avem un workshop de brand persona, în care vedem tot sociodemografic ce se întâmplă, cum este și cum putem să-i mulțumim. Cred că cel mai important lucru în procesul de branding este să scoți profitul din el. Acum o să mă urasc un pic lumea. Deci o companie nu trebuie să aibă ca scop banii. Banii trebuie să fie o consecință. Exact. În momentul în care banul dictează, lucrurile încep să scalge valorile. Oamenii pe termen lung te taxează. În momentul în care primează efectiv banul, lucrurile nu sunt acolo unde ar trebui să fie. Și chiar dacă, deci, dacă oamenii până acum nu au taxat lucrul ăsta, vin generațiile care îl taxează, pentru că vedem asta în afară. Vin generațiile care taxează. Băi, și taxează rău. Ok. Nu știu dacă ți-a răspuns la întrebare. Ți-a răspuns la întrebare. Vorbesc foarte mult. Sunt puțin obosit, deci este combinația perfectă. Noi ca afacere știm ce facem, știm cine suntem, știm cui ne adresăm. Practic, începem să facem branding pentru business-ul nostru. Dar cum ne ajută concret să creștem vânzările, rata de conversie, numărul de clienți sau vizitatorii pe site? Brandingul nu te ajută la lucrurile astea. Deci, astea sunt o consecință a unui branding bine executat de către departamentul de marketing, agenția ta de marketing, de către oamenii tăi de vânzări, de către designerul tău de interior, de către tine ca brand personal care îți vinzi brandul. Să crezi că dacă tu ești la 5 luni de faliment și intri într-un proces de branding care oricum durează 3-4 luni, o să-ți salvezi compania, este greșit. Pentru că nu o să se întâmple asta. O să mori înainte să apuci să vadă procesul și tot ce este potrivit pentru tine în lumina zilei. Vânzările se fac de către departamentul de vânzări. Un site care este executat din punct de vedere al copy, design, UX, UI, fotografii, arhitectură, strategie, flow, un proces de marketing care integrează site-ul în momentul potrivit, dacă ce tip de email marketing îți faci, dacă ai nevoie să faci reselling acolo. Adică toate lucrurile astea sunt dictate de către branding. Pentru că dacă ar fi să avem 3 baloane, am avea planul de business, care ar fi cel mai mare și cel mai greu și ar fi deasupra, dar cel mai mare nor, cel mai mare balon, după aia avem branding-ul cu strategia de brand, cu toate lucrurile pe care le conține și după aia începem să ne împărțim în marketing. Până și din marketing încep să cadă fiecare lucru. Deci branding-ul nu te ajută. Vânzările sunt o consecință a unui branding bine executat. Iar un branding bine executat este o consecință a unui antreprenor cu coloană vertebrală sau a unui board cu coloană vertebrală și a unui plan de business bine executat. Pentru că brandingul se supune planului de business. Noi avem clienți care în procesul de branding intervin asupra planului lor de business. Avem un workshop, avem link canvas pe care îl facem, în care oamenii își dau seama că ar mai fi streams of income, ar mai fi modalități în care ei pot să fac bani pe care nu i-au accesat până acum, sau în momentul în care am intrat, spre exemplu, într-unul din proiecte, când am intrat în site și am început să facem arhitectura site-ului, că toată lumea se așteaptă, adică toată lumea.
majoritatea oamenilor se așteaptă că vreau și un site, ok, dar este foarte mult de muncă până când ajungi să facem wireframe-urile. Și în momentul în care am început să facem arhitectură și am început să facem înapoi cumva, deci clientul intră pe site, dar cine interesează pe noi să vadă ce ar trebui, cum ar, ce ar trebui el să vadă ca să meargă pe următoarea pagină, care ar trebui să fie următoarea pagină, ce informații ar trebui să vadă, astea ar trebui să le vadă, păi astea unii sunt acum, păi sunt acum la fund, păi nu, hai să le luăm să le aducem aici. În momentul în care am început să construim invers procesul de cumpărare al clientului, oamenii au zis că stai așa, că noi trebuie să modificăm ceva la planul pe care îl avem acum de vânzare. Uite, trebuie să modificăm structura pe care noi o avem, pentru că de asta nu se vindeau lucrurile astea. Știi, adică dacă ții lucrurile în spate și într-un supermarket, vezi, supermarketurile astea mari au o modalitate de a pune produsele pe raft. Nu sunt puse întâmplător. Sunt puse, unele sunt puse la prețurile mai mici, sunt puse la nivelul ochilor, produsele de lux sunt puse mai la mijloc. Mai la mijlocul insulei, adică sunt niște lucruri care, pe care tu ca și consumator nu le observi, nu te lovești cu capul de ele, nu te doare, dar te fac să cumperi. Deci asta este, așa te ajută branding-ul. Branding-ul te ajută prin o eficientizare a costurilor. În momentul în care toată comunicarea pe care tu o ai, de la social media, la agenții de vânzări, la packaging, la reclame, la tot, este liniară, vorbește cu aceeași limbă, arată la fel, se îmbracă la fel, se comportă la fel, este mult mai simplu să vinzi. Un om are, trebuie să interacționeze cu tine, vorbim de medie, ce facem niște statistici medii, da? Trebuie să interacționeze cu tine de 5-7 ori ca să se gândească dacă cumpără. Dacă produsul e ieftin, s-ar putea să cumpere, dacă nu, depinde. Dacă vreți și un frigider la 6.000 de lei, s-ar putea să interacționeze de mai multe ori, știi? Iarăși trebuie luat în calcul, este foarte mult de vorbit în zona asta de sales, că lumea se așteaptă în momentul în care îți faci reclame, chiar și după ce termini branding-ul, da, și începi performance marketing, ca rezultatele să vină imediat. Exact. Ok, bună, și o întrebare pe care am pus-o unui client, mi-a fost, care este timpul mediu de luare a deciziei a clientului cu privire la produsele tale? La cât timp după prima interacțiune cu tine sau după gândul lui de a cumpăra, el cumpără? Spre exemplu, mie îmi plac foarte mult cuțitele și mă tot uitam la un, pot să zic numit de brand? Da, sigur. Mă uitam la Dacobi, voiam să cumpăr un cuțit, dar și m-am mutat vreo câteva luni de zile. Efectiv, știi? Și mă retargetează oamenii într-o veselie. Și până la urmă l-am primit cadou cuțitul pe care îl voiam, de la nevastă mea, știi? Acum, da, am cumpărat și eu, uite, am cumpărat două ca să fac cadou mai departe. Dar care este timpul ăla mediul luarea decizii? Știi, au nevoie oamenii sau nu au nevoie de el? Dacă ai nevoie urgent, nu știu, dacă cauți pansament, s-ar putea să ai nevoie azi, dacă mai poate fi uite cineva de la voi care să caute pansament, care să facă restoc la tu site de prim ajutor. Adică sunt lucruri de care ai nevoie acum, sunt lucruri de care ai nevoie mai încolo. Exact. Cu cât timp înainte te uiți pentru un inel de logodnă, nu știi? Adică, nu știu, sper că nu prea târziu. Adică te uiți cu ceva timp înainte, ca să poți să iei o decizie, vezi ce este în piață, cam care este prețul, cât i-ar place persoanei pe care vrei să o ceri, adică e un timp de luare a deciziei pe care trebuie luat în calcul. Sunt oameni care cumpără acum și să terminăm așa, cred că o spunem un pic punct la treaba asta cu vânzările, dar sigur dacă nu ai o întrebare care să urmezi. Sunt oameni care cumpără fără branding, care pe care nu interesează ce valori ai tu, ce... Exact. Bă, nu interesează, sunt oameni, dar ei sunt 20%, facem Pareto, ei sunt 20%. Aia sunt 20% din oamenii care cumpără la tine, care cumpără pe ei, nu interesează, ei au nevoie de un cuțit care stai, au intrat, au văzut cuțitul, tai, are recenzi, da, l-am luat, l-a tăiat, pac. Sunt oameni care vor să-și pună cuțitul, să vadă, să nu știu ce, să nu știu cum. Adică noi pe aia trebuie să-i convingem să cumpere de la noi. Păi aia 80%. Aia 20% cumpără oricum și că site se încarcă greu și că se încarcă mai ușor. 20%. Dacă n-ai un cost de achiziția clientului, nu știu, produsul tău e 300 de lei și costul de achiziție e 150 lei, ai o problemă. Pentru că ăla e 20%. Aia care se ia, care cumpără oricum de la tine. Ideea de branding și de brand înseamnă comunitate. Deci tu trebuie să-ți creezi o comunitate, trebuie să-ți faci din compania ta un loc în care oamenii să-și dorească să vină. Este o melodie populară că la omul care mi-e drag, treabă n-am dacă alii-mi fac. Exact, da. Așa e și cu, branding, brandurile astea de care îți plac. Știi, mie îmi place foarte mult Uniqlo. Adică, da, foarte mult îmi place Uniqlo. Și bă, nu am nimic de cumpărat, știi? Dar mai uit așa, mai îmi iau un tricou, mai îmi iau o bluză, mai îmi iau o perechi de pantaloni, iau lui Figmea, mai iau lui Nicolae, adică
n-ai treabă, dar îți faci cale. Asta înseamnă să-ți creezi niște evangeliști. Lumea le spune ambasadori al brandingului, mi se pare așa mai... Să fac apostolat evangeliști pentru tine, știi? Să vorbească despre tine pe tot. Cum am vorbit eu acum de Acobi, cum am vorbit de Uniqlo, asta înseamnă. Într-un fel, asta este brandingul, practic. Bine, asta e o consecință. Uh-huh. E o consecință a unei companii cu care tu vibrezi. Băi, ca în căsătorie, adică tu trebuie, ca și companie, trebuie să devii uman, trebuie să vibrezi cu consumatorul tău, el trebuie să te simtă aproape, să te identifici, cum te identifici cu o persoană dintr-un serial, dintr-un film, dintr-o carte, da? Și cum te identifici cu el, așa trebuie să te identifici cu brandul ăla. Băi, ăsta îmi place mie. Și să reușești, ca în epistola către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, să le ierți atunci când calcă un pic strâmb. Și băi, ok, hai, odată. Hai, două oară, după aia ne spărăm. Dacă stăm în greșeală, ne spărăm. Și brandingul nu este logo. Asta vreau ca să... Dacă uite, asta era... O să mai zic așa din când. Brandingul nu este logo. Brandingul nu este logo. Asta nu este. Brandingul nu este Viva FM. Logo-ul ăsta cu roșu. Putem să schimbăm mâine dacă vreți. Brandingul e suma a ceea ce spun oamenii care au interacționat cu Viva FM despre Viva FM. Și ceea ce face Viva FM, nu ceea ce spune că face. Asta este. Și asta duce la sentimentul ăla de care vorbește Martin Neumayer, știi? Mai e o chestie așa că o traducere, nu mai știu cine, Jeff Bezos. Adică brandingul este ce spun oamenii despre tine atunci când nu ești în cameră. Și aici a intervenit o discuție foarte lungă odată la noi în firmă. Într-un proces de strategie, zic, bă, dar dacă oamenii ăia n-au luat niciodată contact cu tine și au auzit adică tu comanzi niște produse, ele ajung rău din cauza firmei de curierat. Ajung la tine, consumator final, tu nici nu le dai mail la ăștia să le spui că produsele au venit rău, nici nu spui nimic, am început să-i bajocorești și să vorbești despre ei rău pe tot. Oamenii n-au de unde să știi că produsul a ajuns stricat la tine. Acum, ei, dacă ar fi o firmă serioasă, te-ar suna? Să te întrebi, știi, boss, a ajuns bine pachetul sau ți-ar da un mail? Dacă au o bază mare de clienți, boss, a ajuns bine pachetul? Și atunci spui, pe pachetul vostru, că util, sărac, cum a ajuns. Și atunci ai intervii. Și poți să-i schimbi părerea omului despre tine. Să-l faci în loc să te vorbească de rău, să te vorbească de bine. Te rog. Sigla nu e branding. Am subliniat asta și îți mulțumesc da, că ne-ai răspuns. Da, mai subliniem. Să fac un tricou. Ne-ai răspuns la întrebare. Data viitoare, când vii la emisiune, ne facem tricouri de genul acela. Evoluată e o agenție de branding, care, așa cum scrie și pe site, comunică eficient pentru afaceri care vor să stea departe de clișee. Știu că n-ai vorbit puțin despre asta deja, dar care sunt concret pașii pe care îi faceți în strategia de brand pentru clienți? Cum arată? Depinde. Este răspunsul preferat al tuturor. Când poți fi gata? Și vin meseriaș și te întreabă, adică îl întreb că spun și când poți fi bai gata. Depinde. Și cât costă? Depinde. Păi depinde, frate. Depinde. Că dacă vrei să faci o cascadă, depinde. Dacă vrei numai să lipim niște build-uri peste, depinde. Depinde și cu strategia. Sunt în workshop-ul de strategie și pentru offline, și pentru online, și pentru, efectiv, strategia de brand. Sunt la nivel de pași, n-aș putea să-ți împart, să-ți detaliez acum, că nu, la fel, nu ne ajunge emisiunea, însă cred că este important de punctat faptul că strategia, branding-ul, execuția identității vizuale, execuția identității verbale, dacă este brand multisenzorial, faci un brand multisenzorial, miros, fotografii, video, au branding auditiv, da? Lucrurile astea se fac cu oameni din companie, se fac cu antreprenorul, se fac cu comitetul de conducere. Deci strategia se face bazat pe ce își doresc ei să transmită prin acțiunile lor. Strategia nu... La noi sport așa... Bine, sport e ieftin, știi? Că nici nu ai cum să fii un logo pe 300 de euro. Vreau branding când faci un logo. Îmi faci un logo, dar îmi faci... Astea sunt un tip de client, știi? Pe care noi nu îl...
nu cel pe care noi îl simțim, nu cel care vine către noi. La început au fost, dar nu poți să te închizi într-o peșteră. Deci vine omul la tine și spune, vreau și o umbră, vreau să schimb și o Viva FM, asturată, roșu, cu negru și cu alb, vreau să schimb și o Viva FM. Fă-mi și mie un logo, fă-mi și mie un branding, fă-mi așa. Și îți iau 1.200 de euro, da? Și să închide omul ăla într-o peșteră. Îți poate spune câteva întrebări, dacă spune, dacă nu se uite pe site la tine, pe ce mai ai făcut tu și... Dar tu ți-o leagă pe FreePic, tu ți-o leagă pe Pinterest, ai înglobat ceva, ai pus, pac, pac, cu testa ce mișto, ți se pare bine că-i flash și arată bine, știi? Da. Și lucrurile alea până unii duc, că cu așa cum stai cu ăsta, poți stai și cu ălalt și, și cu altul. Adică e doar o componentă, identitatea vizuală. Logo-ul trebuie doar să fie identificabil. Trebuie să... Nike n-are, nu mai zice, de ce vorbești din Nike? Lidl. N-are un cărucior ca și logo, da? N-are un coș cu fructe și cu legume. Adică nu trebuie... Logo-ul nu trebuie să explice tot ceea ce este compania. Și în 90% din cazurile la noi, asta este. Deci... Important este, pașii din strategii cum sunt, pașii din strategii sunt workshop-urile alea de care spuneam, pentru că alea fac parte, ai de fapt, în jurul lor acolo să învârți strategia. Noi avem parte, deci din momentul în care ia clientul contact cu noi, avem call-ul de kick-off, după aia dacă toate lucrurile se aliniază, vrem să lucrăm cu ei, ei vor să lucreze cu noi, trimitem un... un onboarding document în care se explică lucrurile pe care o să le facem, persoană de contact, project manager, cine este, ce o să se întâmple, toate lucrurile astea, avem un timeline acolo. Asta face parte, e tot parte din strategie, știi? După aia trimitem un chestionar care nouă ne economisește timp și economisește timp și clientului, avem un meet pe chestionarul ăla, după aia intrăm efectiv în workshop-uri. După workshop-uri intrăm într-o zonă de research care este individuală, abia și ne închidem în peșteră, care este individual, adică o facem noi fără client, pe lângă ce am vorbit cu el despre competitori, buyer persona, toate lucrurile, intrăm să verificăm, ne uităm la potențiali, nu-mi place să zic competiții, competitori, ne uităm la alternativele existente și după aia începem să avem iarăși întâlniri de validare cu el pe parcurs ce tot construim, știi? Cam asta ar fi strategia, e diferă foarte mult de la companie la companie, pentru că execuția este alta și dacă execuția este alta, strategia în sine trebuie să aibă un loc de joc, știi? Ca și număr de ore, cel mai bun proiect de branding de la Evoluat, cât a durat? Cel mai mult. Cel mai bun, cel mai apreciat de voi, nu știu, de care sunteți cei mai mândri. Hai, suntem mândri de toate. Dacă n-am fi fost mândri de toate, nu n-ar fi ieșit. Adică nu le-am fi scos. Unul din lucrurile pe care, deci motivul pentru care facem asta este că vrem ca companiile să comunice atât de autentic și atât de bine și atât de adevărat încât să nu fie nevoie să-și ceară scuze, știi? Și durează, nu știu care a fost cel mai lung. Cred că undeva la 9 luni, cu tot cu niște execuții a unor touchpoint-uri mai complicate. Înțeles. Dacă ar fi să dai un singur sfat relevant antreprenorilor care vor să lucreze la identitatea afacerilor, vor să facă branding, care ar fi acela? Să nu-și furi căciula. Ce înseamnă? O spun tuturor, după, deci în momentul în care intrăm în proces, o spun tuturor. Uh-huh. Nu ne furăm căciula. Nu este momentul în care să cosmetizăm lucrurile, nu este momentul în care să vorbim frumos despre noi, nu este momentul în care să ne găsim scuze, nu este momentul în care să lasă că mergi și așa. Deci trebuie să fim adevărați și sinceri. Bă, și majoritatea majoritatea proiectelor noastre sunt cu mai mulți oameni. Uh-huh. Pentru că oamenii au director general, au 2-3 oameni în care au încredere, poate un manager de marketing care este de foarte mult timp în companie și vor să-l aducă în proces. Și încearcă așa cumva să cosmetizezi un spital. Las că nu-i... Știi, nu-i arapul chiar așa de negru, știi? Uh-huh. Dar nu, îi. Îi, mă, dacă îi zic, îi, hai să vedem cum facem, pentru că trebuie să ajungi, facem o anamneză. Prima oară, facem o anamneză a business-ului, da? Facem o anamneză a business-ului. Și dacă tu nu-mi spui de ce te-a durut, când te-a durut, unde te doare, cum arată, unde îi, da? Nu există părți rușinoase, că ți-e frică să-i rușine să mergi la doctor, nu știu, să spui că... aia prostată, na, la noi
E zona asta. Bă, medicul și duhovnicul nu-i minți niciodată, ca să te poată ajuta. Așa e și în branding. Așa e și în procesul ăsta, asta le spun tot timpul. Băi, spunem tot. Spunem tot, semnăm NDA, semnăm ce vreți voi, spunem tot. Deci efectiv tot, pentru că nu ai cum altfel să fii, să fii atât de adevărat. Autentic singur e un cuvânt care totul a fost săracul s-o diluat. Dar să fie autentic cu adevărat, știi, autentic, autentic, cum spune Hristos, adevărul adevărat. Bă, să reușești să scoți adevărul adevărat, trebuie să spui tot. Adrian Culiniuță, să știi, am o provocare pentru tine. Culiniuță. Să-mi spui așa într-un minuțel, rapid, care sunt primii 5 cei mai importanți pași pe care trebuie să-i facă afacerile antreprenorii ca să înceapă să-și formeze o identitate vizuală. O identitate vizuală? Da. Singur sau... Singurel, așa. Încep timid. Încă fac cunoștință cu termenul de branding. Bun, deci și vor să apară mai bine în piață. Bun, vorbim, ca să punem context, da? Vorbim da. De un... Tip, doi prieteni care și-au dat demisia de la job-uri lor, au niște savings, au niște economii și vor să înceapă un business. Exact, da. Da, bun. Și atunci nu vor să înceapă așa pe gol, dar nici nu au 10-15 mii de euro să-și facă un proiect cât ok, da? Da. Și vor să înceapă doar cu identitatea vizuală. Răspunsul meu este să nu începeți. Bă, nu începeți așa. Deci nu. Stați cu minți, mai strângeți niște bani, și începeți cum trebuie. Dacă totuși nu vrei să asculți sfatul ăsta și vrei să începi, oricum mai să... O să dar începi? Cum o să înceapă? Da, aia. Nu știu dacă... Ar trebui să treci printr-un proces introspectiv, în primă fază, până să ajungi la identitatea vizuală, pentru că identitatea vizuală este execuție. Până la execuție ai nevoie de strategie. Până la strategie ai nevoie de întrebări și răspunsuri, ai nevoie de workshops. Ai nevoie de workshop-uri, stai să lucrezi. Păi cred că în primă fază ar trebui să stai să pui pe foaie lucrurile pe care tu le faci, le vei face diferit, cum poți tu să faci toate lucrurile astea și după aia să începi să creionezi, să-ți faci avatarul ăla de client fără să presupui cine este. Intră la toți competitorii tăi pe Facebook, tu ești la toate recenziile pe Google, tu ești la toate recenziile, mergi, stai în față la ei, la firmă, vezi un pic ce oameni intră, cu ce ies în mână, toate lucrurile astea, da? Și după aia începi să creionezi ceva. Trebuie să fii atent, să fii diferit, dar în același timp să fii pe placul oamenilor cărora tu te adresezi și ți-i reprezinti pe tine, știi? Deci primii pași care ar fi așa, să-și aleagă o gamă de culori, dar nu, deci trecând printr-un proces. Okay. Și dai pe Google, dai pe YouTube, că sunt atât de mulți oameni, companii care fac vizibil procesul ăsta, știi, la un nivel rudimentar. Ai nevoie de culori, ai nevoie de un pack, ai nevoie de un pachet de elemente vizuale, elemente de construcție a brandului pe care să le folosești peste tot. Adică dacă vrei să-ți folosești o acoladă, un cerc și un pătrat, le folosești peste tot. De la Google, la roll-up-uri, la Facebook, la tricouri, la mașini, să fii consistent, să fii constant și consistent. Da? Asta ar trebui, deci asta ar fi a treia. După aceea să aleagă niște fonturi pe care să le folosească. Unul poate fi mai drăguț, mai nu știu cum, mai nu știu ce, mai pentru titlul așa să-ți placă ții mai mult, al doilea să fie lizibil, ăla pentru paragrafii și cu care scrii toate lucrurile. Și într-un final, dacă există o înclinație, să-și creezi un mini element de identitate vizuală pe care să-l poată numi sigla sau logo, care să meargă mai departe. Sugestia mea este în felul următor. Mergeți pe Fiverr, dar dacă sunteți în punctul în care ai 30.000 de euro și vrei să-ți deschizi o companie și te costă 15-20.000, toate că e tâmpit, știi, așa cumva, și întrebarea așa nu este împotriva lucrurilor în care eu cred așa, pentru că e tâmpit să investești, la un moment dat am refuzat noi un client care investise câteva milioane de euro într-o dita mai clădiri. Iar pentru branding îl negocia 1.200 de euro, știi? Și atunci pentru noi a fost, acolo a fost punctul de rupere. Am zis că ok, nu, mulțumim. Știi? Adică, îți creezi o mini ceva. Mergi la un pictor, dacă e brandingul tău este mai organic, mergi la un pictor, roagă-l să-ți desenezi ceva în zona asta. Intră pe Fiverr, angajează pe cineva cu $2 să facă o chestie pe care o găsești mai târziu pe Freepik. Sau intră pe un generator de ăsta de logo, adică pe bune, na, decât să...
Știi? Dar ideea ar fi să, țină cont că logo-ul nu trebuie să explice ce face business-ul. Uh-huh. Logo-ul trebuie să fie identificabil. Coca-Cola n-are o sticlă, da? Zic, da, de ce dau exemplu Coca-Cola? Dar pe cine vrei să dau exemplu? Că toți ăștia care au o sticlă nu au ajuns la nivelul Coca-Cola. Oare exact. Coca-Cola a ajuns la nivelul Coca-Cola pentru că n-a avut o sticlă? Sunt șanse. Sunt șanse pentru că... Sau pentru că știau că sigla nu-i branding. Dacă ei, în momentul în care au ajuns la execuții, au trecut printr-o strategie. Uh-huh. Da, deci strategie, execuții. Nu poți să execuți și după aia să faci strategie. Nu poți... You cannot cut corners. Nu poți să o iei pe scurtătură când vine vorba de branding. Toată lumea vrea... Pa, 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 pa. Băi, la orice nivel oamenii vor... Sunt foarte puțini oameni care s-au așezat așa și care zic, ok, știi? Toți vor pac, pac, pac. Nu-i pac, pac, pac. Nu-i pac-pac. Și de ce? Pentru că tu îți faci acum o identitate cu care mergi 10, 15, 20, 30 de ani. Nu mai faci mici ajustări la logo dacă se cere. E ceva pe termen lung. Nu e pe termen lung, e pe viață. Uh-huh. Brandul tău ca persoană, pe ce termen e? Pe viață. Adică e efectiv, știi? Cum se numește, frate? Că îmi scapă cuvântul acum. Ce spun oamenii despre tine? Reputația ta, dacă ăsta e branding, e o reputație, știi, kind of, mai mult, mai puțin acolo, e reputație, reputația ta ca om. Ce spun oamenii despre tine? Cât te ține? 2 zile, 3 zile, 1 an, 2? Nu, frate, e pe viață. Dacă omul ăla a contat cu tine de 2 ore, când ai 20 de ani, când o să ai 50 de ani și o să te întrebi cine, o să întrebi cineva de tine, el o să-și aducă aminte și o să zică, da, așa, e omul ăla, ești parolist. Sau nu? Deci începem cu strategia și reținem normal, faptul tot timpul, că sigla nu-i brand. Nu, execuție, este execuție. Deci este execuție. Deci în prima oară există strategie. Oamenii se sperie de strategie. Strategia este un plan de acțiune. De fapt, da. Adrian, îți mulțumesc. Cred că am terminat timpul. Am terminat vorbele, nu? Adrian, îți mulțumesc din suflet pentru discuția asta și promit că la următoarea emisiune vorbim despre ce se întâmplă după ce am făcut brandingul, identitatea vizuală, verbală și așa mai departe. Mulțumesc. Despre performance marketing. Exact. Și eu îți mulțumesc tare mult și succes. Mulțumesc.